Oficial am rămas singure, Taiga a plecat în Japonia și e pentru prima dată când pleacă pentru o perioadă atât de lungă de timp, o să stea acolo toată luna aprilie și se prea poate să fie nevoit să prelungească. Acum rămâne de văzut ce o să mai fie, dacă o să fim noi nevoite să mergem la el în Japonia mai sau dacă o să se întoarcă așa cum am stabilit la sfârșit de aprilie și o să sărbătorim Paștele împreună la Văleni. Oricum, dacă e să nu se întoarcă și să fie nevoit să prelungească, în momentul în care Mira ia vacanța de Paște, noi ne-am urcat în tren și am plecat la Văleni, cam ăsta este planul, și apoi vedem dacă mergem la el sau dacă se întoarce el la câteva zile distanță. Incertitudinea asta e destul de enervantă, pentru că nu știm exact ce o să fie, cum o să fie, ce o să se întâmple, dar sper ca lucrurile să se așeze și ca într-un final totul să fie bine. Și în dimineața asta nu vă zic că totul a fost așa pe haos. Bineînțeles că nu ne-am trezit la timp. Cu toate că aseară la 10 dormeam amândouă buștean, dar a sunat alarma de la 7, a tot sunat și a tot sunat și ne-am dat jos din pat la 7 și jumătate și am intrat pe haos. Hai, Mira, ia micul dejun, schimbă-te. Mira era, mami, vreau părul așa, dar nu-l vreau așa, îl vreau într-o coadă, dar nu vreau clame. După aceea eu i-am făcut pachetelul pentru școală și am prins autobuzul la timp, nu am întârziat, a ajuns fix pe fix la școală și acum mă simt foarte ciudat pentru că sunt singură, singurică în casă și casa așa goală și e liniște și nu-mi place, mă agită toată liniștea asta, dar e bine pentru că vine Modelina pentru noi, pentru câteva zile, eu i-am zis să vină și să stea cât mai multe zile, dar acum vedem că nu pot fi nici egoistă și să o țin aici cu forța, oricum am vorbit și cu Sergiu, poate vine și el să lucreze din Cluj, nu știu de ce, dar nu-mi place să stau singură în casă și cu Mira e la școală aproape toată ziua, că o iau de la școală după amiaza, după ora 3, atunci vă dați seama că eu ar trebui să stau foarte mult singură. Și nu e o problemă, că sunt ok cu statul singură, dar nu-mi place să fiu singură în casă. E un sentiment foarte ciudat. Hai că v-am pus pe trepied ca să nu vă mai tremur din toate părțile și vreau să vă arăt că mi-a ajuns ieri o comandă de la About You și sunt super încântată. Inițial, când am pus comanda, nu eram sigură de culoarea aleasă, dar acum mă bucur că am hotărât să ies puțin din zona mea de confort și că nu mi-am luat acest set pe alb, pentru că îl pusesem mai întâi pe alb în coș și apoi l-am scos și am zis, hai totuși să încerc ceva așa mai pastelat, mai diferit față de tot ce port eu și de tot ce am deja în dulap. Și uitați-vă la această culoare, e absolut superbă și setul vine foarte bine. Fusta nu îmi e mare în talie, ceea ce e wow, pentru că de fiecare dată când mi-am luat o fustă de genul, în talie stătea așa largă, lălâie. Și acum avem și această curea în față, care poate fi ajustată, poți să o lași mai largă, poți să o lași să vină cât mai pe talie și cumva dacă mi-ar fi fost mare, atunci aș fi putut să o mai strâng de aici. E foarte faină gândită și materialul e rigid. Vedeți că pliurile acestea au stabilitate și stau așa cum trebuie, nu se deschid prea mult, chiar sunt mega încântată. Vă las aici o poză ca să vedeți exact cum vine acest set și pe mine. Și tot am zis set, set, set. Și asta pentru că avem și un sacou la fustă. Ele se găsesc separat pe site și sunt de la brandul, de fapt sunt de la brandul About You, în colaborare cu Tatiana Cucearova, Cucearova, da, așa se numește. Și acest sacou e fain, o se vadă frumos și cu blugi, cu blugi cu talie înaltă, cu un crop top simplu, alb. Doar că mi-ar fi plăcut să fie un pic mai scurt, să fie chiar un crop top, să vină așa până în talie, dar sunt ok și cu această lungime. Când o să-l iau în combinație cu fusta, o să fac acel artificiu de a băga sacoul sub sutien, ca să stea fix la această lungime pe care eu mi-o doresc. Pe lângă acest set, mi-am luat și un hoodie, un hoodie roșu, că dacă tot e trendul acum cu roșu, la fel, eu sunt în zona de explorare, de experimentare, încerc să ies cât mai mult din zona mea de confort, să port și haine mai pe corp și fuste mai scurte. Încerc să mă joc așa cu mai multe stiluri, cu mai multe ținute, cu mai multe tipuri de ținute și acest roșu chiar o să fie o provocare, pentru că eu purtam roșu doar în decembrie, când aveam ploverele de Crăciun și cam aia era, dar în rest nu prea mă atingeam de roșu, până acum, când mi-am zis ok, nu, gata, hai să încerc
Am văzut și niște ținute foarte faine pe Instagram. Mi-am cumpărat și un dres roșu pe care l-am purtat fix înainte ca Taiga să plece și pe care o să-l mai port. Cu toate că dresul roșu e ușor de integrat într-o ținută, dar în același timp e foarte greu de integrat într-o ținută, pentru că vine bine cu ținute monocromatice. De exemplu, dacă avem un set gri, se vede super bine dacă vii cu un dres roșu. Aș avea nevoie și de niște balerini roșii sau de ceva papuci roșii ca să avem așa continuitate, dar se vede ok dresul roșu și în combinație cu pantofi negri, doar că e mai greu în partea de sus. Eu am purtat dresul roșu în combinație cu un sacou de-a lui Taiga, un sacou foarte oversize pe care l-am prins în talie cu o curea și mi-a plăcut această combinație, doar că nu poți să iei dresul roșu chiar cu orice și trebuie să gândești puțin ținuta înainte de a purta-o. Și acum am zis ok, dacă am început cu dresul roșu, hai să trec la următorul nivel și să încerc și cu un hoodie roșu. Acest hoodie e foarte mare, cu toate că e mărimea S. Eu l-am comandat în mărimea S pentru că mi-am dorit să fie un pic mai oversized, dar din fotografii nu mi-am dat seama că el era din start oversized. Puteam să-mi iau lejer un XS, un XXS, pentru că oricum ar fi venit așa cum eu îmi doream. Bineînțeles, mi-am luat și de încălțat. Nu știu ce să zic de acești balerini, îmi plac și nu-mi plac, am mixed feelings, eu oricum la balerini am mixed feelings, în liceu purtam foarte des balerini, dar de atunci n-am mai purtat și acum la fel, dacă s-a întors trendul balerinilor, am zis hai totuși să le dau și eu o șansă și ăștia mi-au plăcut pentru că au și această fundă pe care o legăm de picior. Dar problema e că în momentul în care leg funda de picior, funda tot cade. Cred că nu știu eu cum să leg astfel încât să stea acolo unde trebuie să stea. Bine că pot da jos această fundă și pot să port balerinii ca atare. Balerinii sunt de la brandul Buffalo și sunt un pic un dupe de la Miu Miu. La Miu Miu am văzut ceva asemănător în noile colecții. Și mai avem și o pereche de sneakers, niște sneakers pe care îi aveam pe lista mea de ceva timp. I-am dat o listă de cumpărături și lui Taiga, pentru că în Japonia prinzi prețuri mai bune și ai mai multe modele și atunci i-am zis ce-mi doresc și acești sneakers erau pe listă. Ideea e că dacă tot i-am găsit pe About You, am zis ok, n-are sens te mai car cu ei de acolo și uitați cât de fine sunt. Sunt așa running shoes, urâței dar drăguței în același timp. Și astăzi o să-i port cu ținuta mea all black, ținută ușor în stilul Yoji Yamamoto. Modelul este V2K, ca să știți, și da, sunt sneakers de alergat. Chiar ieri spuneam Mirei, hai să începem să ieșim și noi la jogging, că eu cu joggingul niciodată nu m-am împăcat, la fel în liceu am avut o perioadă în care ieșeam destul de des la jogging și acum mă gândeam că ar fi o activitate faină cu Mira, să ieșim seara, mai ales că e frumos afară, sau poate dimineața, dar nu cred că ne organizăm noi să ieșim așa frumos înainte de școală, clar nu. Și da, cam astea au fost cumpărăturile de pe About You. Mai am pe listă o pereche de sneakers de la Adidas, o pereche de Samba, dar vreau și o pereche de Gazel, sunt așa în toate părțile, cei Samba. Mi doream pe cei cu dungi roșii, dar pe About You sunt sold out, pe România nu prea i-am mai găsit pe nicăieri și atunci i-am pus pe lista lui Taiga, vedem exact ce modele mai găsește acolo, pentru că v-am spus că acolo sunt și anumite modele limitate, sunt anumite modele pe care le găsești doar pe Japonia și atunci vreau un pic de research pe partea asta, să văd exact care sunt toate opțiunile mele și la final trag linie și văd dacă rămân la o variantă din Japonia sau dacă o să rămân la o variantă pe care o găsești aici. Oricum, diferența de prețuri nu e foarte mare. De exemplu, la Samba, cred că aici sunt undeva la 500 și un pic de lei și în Japonia sunt 400 și un pic de lei. Deci o diferență de
100 de lei, să zic, care nu e o diferență wow, dar e o diferență destul de mare, pentru că te-ai aștepta ca în Japonia să ai prețuri mai mari, dar se pare că e fix pe dos. Și mai am aici o comandă de la Sinsei, pentru că avem o colaborare tare simpatică cu ei și a trebuit să-mi aleg câteva ținute pentru mine și câteva ținute pentru Mira și am încercat să fac așa ținute matchy-matchy, trebuie să le pun cap la cap și să vedem când filmăm. Oricum am emoții pentru că o să filmăm singure, o să ne vedeți prin oraș cu trepiedul, cu camera pe trepied și ceva ceva o să iasă. Pe Mira deja am pregătit-o, ea e foarte pornită, că o să fie fun, că o să ne distrăm și că o să fie amuzant, pentru că sigur toată lumea o să se uite ciudat la noi. Uite cine vine la noi! Mai poți să te ajut? Luăm așa amândouă. Ba da, hai! Am făcut mușchi de la Pilates. La brațe. Da, să știi că am mai multă putere în brațe. Ia, lasă-l jos. Opeș. Bine ai venit! Nu ți-am pregătit camera. O pregătim împreună. Mai poți? Deloc? There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Ne-am oprit la un ice latte și pentru mine e primul ice latte pe anul ăsta. Și dacă am intrat în librărie, n-aveam cum să ies cu mâna goală. Am găsit romanul A patra aripă. Eu l-am la favorite pe BookZone și chiar aveam de gând să îmi comand atât primul volum cât și al doilea volum. Doar că problema e că atunci când îmi pun o comandă online, ajung de-mi iau cărți de 300-400 de lei și am adunat destul de mulți de cărți și de aceea am zis să mai stau puțin și încă să nu pun o comandă și chiar în urmă cu vreo 3 zile m-am uitat și setul era sold out și apoi aseară, când iar am verificat, eu intru și verific constant, setul era din nou în stoc și am avut așa o tentativă să dau o comandă cu toate cărțile pe care le am la favorite, dar m-am potolit, am zis nu, mai stai un pic și astăzi dacă am intrat și am văzut-o acolo în librărie, am zis e un semn, încep cu primul volum, sincer nu știam că e atât de mare volumul și atât de gros, o să am un pic de furcă cu el. Dar am înțeles că te prinde povestea și momentul în care intri acolo, în acea lume, nu mai ieși până nu termin volumul. Și faza e că eu până acum nu am citit nimic cu și despre dragoni. O să fie o experiență interesantă, mai ales că v-am zis că am intrat așa în lumea asta de fantasy și chiar îmi face plăcere să citesc cărți de fantasy. Și dacă tot am ajuns la librărie, am luat ceva și pentru Mira, a ajuns la volumul 13 din Jurnalul unei puști, mai are 4 și gata, termină cu Jurnalul unei puștoaice, Însemnările unei puștoaice, a terminat și a ajuns la zi cu ele. Și acum mai stăm așa un pic pe chill, ne pitim de soare, a fost o greșeală să mă îmbrac în negru când e atât de cald afară, dar cred că o să dăm o fugă până acasă, facem repede niște cumpărături de la Carrefour și cred că o să mă și schimb cu ocazia asta și apoi vedem ce mai facem. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. Am întrebat-o pe Mira ce vrea să mănânce în seara asta și răspunsul ei a fost foarte simplu. Sarmale de la Sarmale Delivery. Mă bucur că nu m-a pus pe mine să fac sarmale, dar cred că nu prea are încredere în mine, așa că am scăpat ura asta. Și e amuzant cu Mira, a zis că vrea sarmale. Nu putea să spună, vreau McDonald's, vreau KFC, dar nu, Mira și sarmalele. Așa că ne oprim să luăm 5 sarmale pentru Mira.
Am adus sarmalele acasă, ne-am schimbat și cred că mai ieșim o tură pe afară, pentru că e atât de frumos și eu de la 6:30 am pilates, așa că mai avem puțin timp la dispoziție. Mira, din câte vedeți, nu e acasă, că e liniște, e mult prea multă liniște. Și asta pentru că după ore s-a dus în parc cu rolele, cu o prietenă și cu mămica prietenei și rămâne să vină acasă undeva pe la ora 6, e pe distracție și de la Easybox mi-am luat cartea lunii. Cartea lunii Room 551, dar o să o citesc o săptămână înainte de meeting, așa fac de obicei, pentru că mi-e frică să nu uit ceva informații. Și avem aici aceeași carte de două ori, a mea e un pic mai deschisă la culoare, a Mădălinei e mai închisă la culoare și e și începută. Bine, că așa mea a fost citit odată, că dacă am luat-o de pe Vinted, dar e într-o stare foarte bună. Aseară n-am mai apucat să ne auzim, că am fugit la pilates și după m-am întors, am mâncat ceva de seară cu fetele, am făcut rutina de seară și m-am pus la un serial cu Mira. Am început să vedem un serial nou acum de când a plecat papi și ne-am făcut așa o mini nouă rutină. În fiecare seară vedem un episod, hai poate două, că un episod ține 30 de minute. Aseară am trișat un pic și am văzut două episoade și m-a cam prins și pe mine serialul ăsta, chiar dacă e un serial cu adolescenți. Mie oricum dintotdeauna mi-au plăcut serialele cu adolescenți, serialele de pe Disney, eu le știu pe toate. Și acum vedem ceva cu vampiri, cu o adolescentă care se trezește vampir și vedem cum își descoperă puterile. E și urmărită de un vânător de monștri și se întâmplă mai multe. Se numește I Woke Up Vampire, dacă vă interesează, îl găsiți pe Netflix. Are doar două sezoane și noi aproape am terminat primul sezon deja, ca să înțelegeți în ce ritm alert am văzut episoadele, mai ales Mira e foarte simpatică, pentru că mă păcălește seara, zice, hai mami, ne mai uităm 10 minute din următorul episod, că uite cum s-a terminat, nu putem să ne băgăm la somn așa. Și bineînțeles că ne uităm 10 minute și de fapt mai vedem încă un episod, că dacă vezi 10 minute, ajungi la 20 de minute, ajungi la finalul episodului, că un episod are undeva pe lângă 25-30 de minute, deci e foarte scurt. Și aseară, chiar dacă Mira a zis hai să mai vedem 10 minute, am zis nu, mergem la somn și cred că am adormit înaintea Mirei, ceea ce e wow, pentru că de obicei Taiga e cel care se roagă de mine, hai, mai citești mult, hai să dormim, pentru că el are somnul foarte sensibil și dacă adorme înaintea mea și o fac un zgomot cât de mic și l-am trezit, apoi nu mai dormi toată noaptea și de-aia mă lasă să citesc, îmi fac eu rutina aia de seară, citesc o jumătate de oră dacă intru în carte și mă rog de el, hai mai stăm, mai citesc un capitol și după așteaptă să adorm eu și apoi doarme și el, cam așa se întâmplă, știu că nu e prea plăcut pentru el, îmi pare rău pentru asta, dar eu sunt așa mai pasăre de noapte și acum de când a plecat Taiga, pic înaintea Mirei. Cred că e și tot stresul, toată agitația, toată nebunia din jurul meu, că și acum mă simt copleșită, uit așa în jurul meu și văd că am un teanc de haine de călcat, în colțul ăla am 4 saci de haine, cu haine pe care trebuie să le dau mai departe. Am zis că poate fac o selecție și pun câteva și pe Vinted, pentru că m-ați rugat să mai dau din ele și să le pun pe Vinted și o să fac și asta și pe restul le duc pentru a le dona la Văleni. Și da, nu-mi place când am casa cu fundul în sus. Aseară am zis că dau cu mopul, n-am mai fost în stare să dau cu mopul, că planul era să mă uit cu Mira la 2 episoade și apoi să mai fac una alta prin casă, ca să nu rămân cu ele. Și credeți că am putut să mă mai ridic din pat? Nu, am dormit. Astăzi ne-am trezit, am ajuns la școală fix pe fix, a fost ce a trebuit și cred că mă duc să fac o tură de cumpărături, că nu mai avem de niciunele în frigider și nu mai pot cu pastele Mirei, că Mira vrea paste pesto, paste pesto sau sarmale, e foarte simplu la Mira. Aseară i-am făcut paste pesto, dar diseară aș vrea să pun niște legume la cuptor, să fac ceva altceva, să ne redirecționăm pe partea asta cu mâncatul. Mira mănâncă bine, dar eu am mâncat ce am apucat, că n-am mai gătit pentru mine și am trăit cu zacuscă cu pâine, ca să înțelegeți, și nu e ok, pentru că și
ce mănânc și cum mănânc influențează foarte mult și starea mea și atunci am zis că de astăzi gata, am grijă să mă hidratez, că și Mădălina m-a întrebat, dar tu ai băut apă ieri? Zic, nu cred, cred că am băut doar vreo 4-5 cafele și atunci normal că sunt și mult mai agitată dacă nu beau apă și am zis gata, de astăzi mă pun pe primul loc, nu mai pun presiune pe mine, fac ce pot, cum pot, mi le pun pe hârtie, văd exact ce am de făcut, astăzi mergem să și filmăm pentru Sinsei, că ați văzut că avem acolo cutia plină de haine, am sortat ținutele, sper să ne iasă și filmarea și să fie ce trebuie, bineînțeles că am emoții pentru că cred că e pentru prima dată când ies să filmez singură cu trepiedul, să pun camera pe trepied și Doamne ajută, noroc că o avem pe Mădă și poate să ne poziționeze ea cât de cât să se uite acolo, setările camerei acolo mă descurc, nu-mi fac probleme, dar sper să ne ajute și lumina, să nu fie soarele foarte puternic. Taiga ne-a sugerat să mergem să filmăm după ora 5, după 5 și jumătate, că atunci ar trebui să avem cea mai bună lumină, nu e nici soarele prea puternic ca să existe riscul să mi se ardă imaginea și vedem ce o să iasă, cum o să iasă, vedem cel mai probabil săptămâna viitoare pe pagina mea de Instagram. Eu zic că ceva iese, într-un fel sunt excited, dar în același timp am teama asta, pentru că e ceva nou, e ceva ce n-am mai făcut până acum. Mi-a bătut curierul la ușă și nu înțelegeam ce se întâmplă, că nu așteptam nimic și vedeți cum am desfăcut aici punga și se pare că mi-a ajuns comanda de pe Temu, uitasem de ea. Am comandat o felul de cutiuțe de organizare, mai ales pentru dulapul Mirei și rămâne să vedem exact cum sunt. E un mini dulăpior pe care vreau să-l văd, că e cu ceva iepuraș, dacă ține bine minte, ales de Mira. Ok, asta e așa pentru creioane, putem să ținem fie în sus, fie în jos, în funcție de spațiu. Cred că în seara asta o bat pe Mira la o tură de organizare. Astea sunt niște mini cutiuțe pe care nici nu le mai scot. Le putem folosi fie așa suprapuse, fie pentru condimente și diferite plicuri pe care le mai am eu prin bucătărie. Apoi, pentru genți, am luat doar o bucată, că am zis să testez mai întâi, să văd exact cum e și apoi vedem dacă mai punem vreo comandă sau nu. A, ok, are și partea de umeraj. Asta e foarte interesantă și îmi place materialul. Și așa pot să-mi pun gențile, să ocupe mai puțin spațiu, le pun în dressing și vedeți că avem așa, un spațiu pe parte, un spațiu pe parte. Cred că este un umeraj, un, nu știu cum să-l numesc, un organizator pentru 8 genți. Cred că mă vedeți așa pe aici un pic. Nu știu dacă am putea pune și altceva în loc de genți, că nu ar ține. Așa o geantă, hai că ți-o ține. Dar îmi place că am luat mărimea mare, tocmai că am zis că poate pot pune într-un compartiment 2 genți. Și atunci mai câștig spațiu și nu le mai am înșirate peste tot. Momentan le-am pus așa într-un sertar, dar momentul în care iau o geantă din spate, dărâm toate gențile din față și eu degeaba le-am aranjat, pentru că de fiecare dată când iau o geantă, trebuie să le rearanjez și e un lucru în plus de făcut. Și atunci vreau să tai partea asta și dulapul ăla să-l țin pentru altceva, poate pentru alte accesorii. Mă așteptam ca această cutiuță să fie ceva mai mare când am văzut așa în poze. Eu niciodată nu stau cu rigla lângă mine să văd exact cât e dimensiunea. Sunt niște coșulețe pe care le-am luat pentru debaram. Și numai bine că, ia uitați cum a venit, spart al doilea coșuleț ca cel de mai devreme. Apoi avem și un bol pentru fructe. Încă un coș pentru organizare, e foarte basic. Și acesta ar trebui să fie mini dulapul mic. Nu e bine. Apa, da. Dacă e chiar mini. Pe ăsta l-am luat, nu l-am luat pe cel cu 4. Trebuie să mă uit în comandă, că eu țin minte că nu l-am luat pe cel mini-mini. L-am luat pe cel mini, dar o idee mai mare. Era varianta de mijloc. Și sunt 2 sertare și în interior avem și iepurașii pe care îi prindem de aici din față, ca să avem de ce trage. Și vreau să-i fac biroul cât mai aranjat, pentru că se întinde cu toate și nu găsește niciodată nimic. De organizatorul ăsta pentru gen sunt foarte încântată și astăzi o să intru în dressing să încerc să le pun, să vedem dacă stau. Sincer, aș intra acum, pentru că sunt mult prea curioasă. Aici făcusem spațiu pentru genți
și vedeți că s-au amestecat destul de tare. Acum am și luat din genți pentru a le pune în organizator și cam așa ar veni, doar că e un pic prea mare pentru spațiul pe care l-am eu aici. Oricum, toate hainele din zona asta vor pleca în dressing-ul Mirei, pentru că am și acolo jumătate de dressing, eu am jumătate de dressing aici și jumătate de dressing în dormitorul Mirei și pe acestea le-am organizat, dar încă nu am finalizat în celălalt dressing și momentan le-am pus acolo. Și atunci, dacă aș lua încă două organizatoare din acestea, cu câte patru, cred că ar veni, că ăsta ar fi cu câte 8, că sunt 4 pe parte și 4 pe parte. Și așa, dacă iau pe cel cu câte 6, cred că e ok. Să se oprească fix până aici, că vedeți că nu stă suspendat. Aici deja atârnă și nu stă cum trebuie și nu cred că am un spațiu mult mai înalt decât cel de aici și cel pe care l-am o să-l folosesc pentru jachete. O să vedem exact cum o să se aranjeze la final, dar chiar salvez spațiu așa și văd exact ce am, cum am, unde sunt, cum sunt. Hai că am ieșit puțin din casă, mergem până la magazinul corean-japonez, pentru că Mira, bineînțeles că își dorește NATO, sper să găsim, că ultima dată noi am golit raftul de NATO și în rest nu mai avem nevoie, e aici în față, da, în rest nu mai avem nevoie de nimic, avem de toate, avem și miso, avem și sos de soia și mirin, chiar nu cred că mai avem nevoie de ceva, dar ne uităm așa un pic, poate cine știe ce mai găsim. Nu avem NATO, că ar fi trebuit să fie aici, dau gyoza. Uite, o idee de masă, să facem cu gyoza și cred că au și ceva, variantă vegană. Au cu kimchi, sigur. Au așa cu tofu și legume, nu știu dacă se vede pe cameră. Și au și foarte multe variante de kimchi. Eu I love kimchi, o varză murată foarte picantă. Mi-am luat coș și toate cele, eram pregătită să găsesc NATO. Dacă tot am coș, mai dăm o tură, poate găsim altceva. Mi-am adus aminte că vreau ghimbir murat, că l-am văzut aici, dar vreau la borcan mare. Am zis că vreau să încerc pasta asta de curry. Nu știu exact cum e, cum se folosește, dar n-am luat până acum că n-am mai făcut curry. La data viitoare când mi se pune pata că vreau să fac curry în casă, o să iau acest sos și o să văd exact care-i treaba cu el. N-am găsit NATO, dar am întrebat și mi-au spus că au dat comandă, așa că data viitoare când mergem, iar le golesc tot raftul. Și acum am zis să dăm o tură până la un alt magazin corean-japonez. Cred că suntem pe Eroilor acum. Magazinul e aici, pe Eroilor, un pic mai încolo de Noodle Pack, dacă nu mă înșel. Nu știu să vă zic adresa exactă. Și mi s-a pus mie pata că vreau ghimbir murat. Mi-am luat ultima dată din Lidl și a fost 1-1 cu ghimbirul murat din Japonia. Și acum mă oftic că n-am fost inspirată să-mi iau mai multe borcane. Și nu știu când o să mai fie ceva săptămână asiatică pentru a mai prinde. Așa că merg și încerc ceva de la magazinul corean-japonez și data viitoare când prind în Lidl, mă duc și îmi iau tot așa, tot raftul. Am intrat și mă uit direct de NATO, dar aici n-am găsit până acum NATO. Au în schimb gyoza, la fel foarte multe variante și uite că aici cred că văzusem data trecută că au varianta de gyoza cu kimchi. Cred că smart ar fi să-mi iau varianta mică, să văd care-i gustul, dacă e ce trebuie și apoi să vin și să iau varianta mare. Și așa pot să transfer eu într-un borcan acasă. Și mă da, a găsit că au și aici varianta asta de curry, de pasta de curry, doar că e o variantă mai mică. Luăm așa o bucată și hai să vedem ce mai luăm. Sunt în era mea a murăturilor. Acum uit la murăturile de aici, nu știu exact ce sunt. Sunt ceva murături chinezești, dar parcă le-aș încerca. Așa, uite ce interesant. Murături de vinete. Ai mai mâncat până acum? Vinete murate. Eu n-am mai mâncat. Tot ceva variantă chinezească, cred că e, sau poate thai. Au adus garam masala. Aș putea să-mi iau așa garam masala. Să-l încerc. Și au și pudră de chili. Uite și maioneză cu trufe sau maioneză cu kimchi. De la ceva brand corean. Aș încerca și sincer. Când expiră, sincer, cred că luăm una și una. Eu m-am pornit. Mai ales dacă facem pui la grătar, putem să punem. Recunosc că maioneza cu kimchi o iau pentru taiga și pe cea cu trufe pentru mine. Cam asta e combinația. Și oare să-mi iau și așa un ulei cu chili și pe ăsta aș putea să-l pun peste orice. Eu îmi pun ulei cu chili și peste paste, mănânc toate ale picante. Sau mai avem aici niște variante care îmi fac cu ochiul, dar nu știu cum să le folosesc. Avem ceva pastă de mango murat și cred că aș putea să fac ca un fel de pui prăjit și cu sos de ăsta de mango murat.
dar nu-mi dau seama dacă o să-mi placă sau nu. Că n-am încercat până acum mango murat și nu știu dacă e pentru mine. Aia e. Avem și piure de ghimbir, care e foarte bun pentru rețetele indiene. Și piureul de miniku, iar îmi vine numele în japoneză, de usturoi. Astea două sunt must have în casă atunci când gătești mâncare indiană. Dar toate astea cred că sunt pe Indian. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung best believe, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Hai să vedeți ce am făcut. Am intrat să luăm cartofi și am ieșit fără cartofi, dar cu două pungi pline de legume, în principiu, că nu mai aveam legume deloc. Acolo e lista de cumpărături, nu? Da, știu să o citim, de-aia n-am luat cartofi. Am făcut și noi o treabă. Las că mai dăm o tură după ce o luăm pe Mira de la școală. Inițial am zis că mergem să luăm fructe și legume de la piață, dar numai bine că nu aveam deloc cash și am zis hai mergem și luăm de la Carrefour, ca să nu mai stăm să alergăm după bancomat pe colo și pe dincolo. Și așa ne-am făcut cât de cât cumpărăturile. Trebuie neapărat să mă rebag pe gătit. Am zis că o să facem împreună. O să profit de faptul că e Madalina aici să facem niște rețete diferite, să facem niște rețete din rețetele ei, din ce face ea de obicei acasă.